biserici, Doamne, și ridici lucrători în lucrarea ta, Doamne. Acum noi știm că zadarnic este ajutorul omului și fără tine noi nu puteam face nimic, Doamne. De aceea chemăm numele Tău, chemăm ajutorul Tău, Doamne, și dorim binecuvântarea Ta peste slujitorii Tăi. Amin. Te rog în mod deosebit pentru fratele Sandu Sebastian. Doamne, binecuvântează-L. Binecuvântează-L în lucrarea care L-ai chemat, Doamne, ca presbiter, să Te slujească pe Tine, Doamne, să fie plin de bucurie, de pasiune pentru slujirea, Doamne, înaintea Ta. Te rugăm să-i dai în continuare înțelepciunea care vine de sus, descoperire din partea Ta, călăuzire din partea Ta, Doamne. În numele Lui Iisus Te chemăm, Doamne, binecuvintează-L și fii cu El. Întărește-L Tu și binecuvântă-L mai departe, Doamne. Fie mai departe lumina Ta peste El și fie protecția numelui Tău, Doamne. Vrem să pui numele Tău peste El, Doamne, să-L protejezi în fața duhurilor celui rău, să-i dai putere și autoritate, Doamne, în lumea spirituală, să-L însoțești Tu, să-L călăuzești, să fii cu El, Doamne. Să-i dai putere și autoritate să calce peste năbârci, peste toată puterea și autoritatea celui rău, Doamne. În numele Lui Iisus Te rugăm, Doamne, să-i dai înțelepciune și descoperire din cuvântul Tău, Doamne. Să vorbești prin gura Lui, să dai răspunsul prin gura Lui, Doamne. Să Te folosești de vasul Lui, Doamne. Te rog, binecuvintează vorbirea Lui, Doamne, să fie cu har și dreasă cu sare, Doamne. Lasă binecuvântare și propășire peste toată lucrarea Lui, Doamne. Mă rog pentru familia Lui. Doamne, păzește și o proteste Tu, Doamne. În numele Lui Iisus Te rugăm să-i binecuvântezi soția, Doamne. Să lași îndurarea și harul Tău peste copiii, Doamne. Peste familia lărgită, Doamne. Ne rugăm ca pacea Ta să fie mai departe în cortul Lui, Doamne. Să fie binecuvântarea Ta peste viața Lui, Doamne. În lucrările în care va fi implicat, Doamne, dăruiești Tu putere de sus. Ascultă rugăciunea, Doamne. Se va ruga pentru binecuvântare de copii. Se va ruga pentru tineri care se vor căsători. Se va ruga pentru cei bolnavi, Doamne. Se va ruga pentru cei nemântuiți, pentru cei care vor mărturisi păcatele. Ascultă din cerul, Doamne. Ascultă-i glasul când își va ridica spre Tine rugăciunea, Doamne. Și prin gura Lui dă totdeauna binecuvântarea Ta. Dă totdeauna ajutorul Tău și sprijinul Tău, Doamne. Binecuvintează la nivel de biserică, Doamne. Și însoțește mai departe cu harul Tău și cu binecuvântarea Ta, Doamne. În numele Lui Iisus Te rugăm să fii cu El. În numele Lui Iisus Te rugăm să-L binecuvintezi, să fii mai departe tăria și scutul Lui, Doamne. Binecuvintează-L, Doamne, binecuvintează-L și fii cu El. Însoțește-L Tu și fii mai departe tăria și scutul Lui, Doamne. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, fii mai departe cu El. În toată slujirea Lui, până la capăt, Doamne, să ducă mântuirea și să ducă slujirea. Și vrem la sfârșitul vieții Lui să primească din partea Ta cununa vieții. Amin. Să primească viața veșnică în dar de la Tine, Doamne. Amin. Ca să nu lupte, să nu alerge în zadar, Doamne. Ajută-L Tu la aceasta, Doamne. Păzește-L de păcat, păzește-L de tot ce este rău. Izbăvește-L de cel rău, Doamne, și vii totdeauna cu El. Noi ne credințăm în grija harului Tău. Vrem binecuvântarea Ta să fie peste El și peste viața Lui, peste slujirea Lui, Doamne. Biserica binecuvântează mai departe să fie un sprijin pentru El. Să-L susțină din toate punctele de vedere, astfel încât să Te poată sluji toți împreună cu bucurie, Doamne. În numele Lui Iisus ne rugăm și în numele Lui Iisus îți mulțumim că ne asculți. Amin. Doamne, continuăm să stăm înaintea Ta. Binecuvântăm numele Tău în dimineața aceasta. Doamne, mulțumim că ai ascultat rugăciunile fratele care a stat sănătos, care a stat înaintea Ta. Te rog, de data aceasta binecuvântăm pe lare. Amin. Stă plecat înaintea Ta, Doamne, pentru că și Tu ai hotărât în dimineața aceasta, prin harul Tău, să-i
binecuvintez viața lui la o chemare nouă, sfântă, Doamne. De ce te rog așa după cuvântul tău, Doamne, care l-ai destin, să fie înaintea ta plăcut. Să poată să caute fața ta și căile lui să-ți fie plăcut ție, Doamne. De ce te rog în dimineața aceasta, binecuvântă sufletul lui, Doamne. În inima lui, Doamne, coboră cu voia ta de plină, desăvârșindu-l în lucrarea ta. Păcându-l să pregească ochii lui înspre tine, Doamne, și să caute fața ta. De ce în dimineața aceasta te rog, lucrează în el de sănătate? Dacă tu, Doamne, ai lucrat în această familie mântuindu-i, Doamne, și tu ai lucrat, Doamne, cu tatăl lui, acum cu copilul, Doamne, fă un neam de slujitori din ei, Doamne. Fă ca harul tău să se vadă coborând peste ei, Doamne, și lucrarea ta să crească prin ei, Doamne. Să fie o binecuvântare pentru poporul acesta, Doamne. Să fie o binecuvântare pentru casa lui, pentru lumea, Doamne, de afară care se va întâlni. Te rog, fă să aibă bucuria ta pe fața lui, Doamne, și să poată să răspândească harul tău, Doamne, și pacea ta oriunde va fi. De ce în dimineața aceasta te rugăm, Doamne, coboră prin Duhul tău. Duhul tău dă darul, înzestrează, binecuvântă, Doamne. De ce în dimineața aceasta te rog, Duhul Sfinte, coboră în inima lui de plin. Fă ca inima lui să fie predată în totalitate ție, Doamne, pentru lucrarea ta, Doamne. Să ridice în capul oaselor în numele tău, Doamne. Să poată să rostească numele tău. De ce te rog, umple-i cura lui de cuvântul tău, Doamne. Umple-i mintea lui de înțelepciunea sfântă, curată, Doamne, care vine de sus, ușor de înduplecat, Doamne, blândă, Doamne. Dimineața aceasta te rog, Doamne, să spui peste ei în mâna ta, Doamne, și trupului să-l întărești în numele tău. Să-l faci un slujitor, Doamne, care să caute voia ta. În special te rog, luminează-i mintea lui să înțeleagă Evanghelia ta. Dă-i descoperire sfântă, Doamne. Te rog, lasă un duc de cunoștință peste el, Doamne. Atunci când va vesti Evanghelia, când va sta de vorbă cu oameni, să priceapă voia ta, Doamne. Dă-i un duh blând și liniștit, Doamne. Dă-i o inimă de mamă pentru cei care îi va consilia și îi va învăța, Doamne. De aceea te rog, fără un slujitor de săvârșit în lucrare, fără să știe să lucreze printre ceilalți slujitori, Doamne, în supunere, iubind pe frați, Doamne, să teamă de numele Tău, Doamne, să păstreze taina credinței într-un cuget curat, Doamne, să-L ferești de păcat, Doamne, de lucrurile răului, de ispitirile diavolului și al lumii, Doamne. Numele Tău să rămână peste El puternic, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu mare. Să faci ca lucrarea Ta, Doamne, prin El să fie într-adevăr desăvârșită pentru slava Ta. Vrem să-L credințăm în mâna Ta și să Te rugăm, Doamne, să-L ferești, Doamne, de atacurile diavolului la nivelul sănătății Lui, Doamne, a minții Lui, a familiei Lui, a copiilor Lui, Doamne. Să-L faci cu bucurie, Doamne, să sfârșească calea pe acest pământ, slujindu-Te, Doamne. Îl credințăm în mâna Ta, Doamne, știm că din mâna Ta nu poate să-L smulgă nimeni. Căci a Ta-i împărăție, Doamne, a Ta-i puterea, a Ta-i slavă, Doamne. Și fă să răspândească mireasma Evangheliei, Doamne, în limba în care s-a născut, în limba română, Doamne, în limba italiană, Doamne, să fie desăvârșit în această lucrare, Doamne. Fă să fie un slujitor neobosit, Doamne, în lucrarea Ta. Să vadă rod și să se bucure de rod, Doamne. Pentru că Tu le binecuvintezi, Doamne, și Tu mulțești, Doamne, rodul. Te lăudăm și îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta. Binecuvântă biserica din Monza, Doamne. Binecuvântă toți slujitorii din bisericile din care suntem. Și numele Tău să fie peste noi și peste casele noastre. Amin. În urma propunerii făcute de către pastorul bisericii, în urma votului acordat de către adunarea generală a Bisericii Philadelphia Monza, în urma examinării făcute de către conducerea comunității Italia Teritoriale Cultului și în urma rugăciunii prin actul ordinării cu punerea mâinilor, astăzi declarăm pe frate Sandu Sebastian, presbiter al Bisericii Philadelphia din Monța. Dumnezeu să-l primească. Are posibilitatea de a face toate actele de cult care sunt repartizate către pastor, de asemenea și fratele Larry Sfădeanu, declarăm în urma rugăciunii, în urma actului ordinarii,
diacon în Biserica Filadelfia Monza, Dumnezeu să-L binecuvânteze, poate oficia binecuvântări de copii și la Domnului și binecuvântări sub îndrumarea pastorului. Dumnezeu să lase mai departe binecuvântarea și copilia lui peste fiecare din ei. Rămânesc fratele Sebastian și Sticluța cum de lemn și totodată Biserica trebuie să știe dacă este, spune Scriptura, dacă este vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însătuși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. De aceea, cu ocazia aceasta, îndemn biserica totdeauna când sunt cazuri de boală, apelați la slujitorii bisericii, la autoritatea dată de Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să lase sănătate, Dumnezeu să facă vindecări, Dumnezeu să facă minuni, dar și voi trebuie să știți întotdeauna să apelați, să solicitați, să cereți și să-i chemați. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie mai departe cu voi. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.